Este o zi bună pentru a face schimbări importante. Berbec, astăzi ai putea să te ocupi mai mult de treburile casnice. Este un prilej pentru a savura micile plăceri date de confortul căminului, așa că stabilește-ți propriul ritm. Taur, capacitatea de concentrare este foarte bună și te ajută să rezolvi mai ușor toate problemele. Poți face planuri de viitor pentru că ai idei excelente pe care ți le apreciază atât partenerul de viață cât și partenerii de afaceri. Gemeni, ziua de astăzi se anunță aglomerată, dar până la orele prânzului te poți mobiliza cu succes. În a doua parte a zilei, lucrurile nu se vor mai lega cu atâta ușurință, deci încearcă să rezolvi totul din timp. Rac, ca să poți să-ți faci un plan de gestionare al bugetului, ar trebui mai întâi să definești mai clar ceea ce dorești să faci în perioada următoare, însă doar gândește-te și lasă deciziile pentru o altă zi. Leu, poate ești astăzi mai deschis să vorbești despre sentimentele tale, în plus emotivitatea crescută te face să treci prin stări schimbătoare și să accepți ca în greu chiar și o critică. Fecioare, experiențele din ultima perioadă pot constitui lecții importante de viață dacă îți rezervi timp și atenție pentru a le analiza. Oferă-ți câteva momente libere și ferite de agitația cotidiană. Balanță, astăzi ai putea discuta cu prietenii despre planurile tale de viitor, poate înveți ceva și din întâmplările lor. Nu ai o perspectivă de viitor bine definită, deci încearcă să nu iei decizii. Scorpion, ușurința de a te adapta la schimbările ce privesc domeniul carierei te poate avantaja astăzi. Asigură-te că partenerii de afaceri sunt sinceri și bine intenționați. Nu te sfii să spui cu voce tare ce simți. Săgetător, este o zi în care nu-ți găsești locul și nici direcția la serviciu. O activitate relaxantă care să te stimuleze din punct de vedere intelectual ar fi indicată pentru această zi. Capricorn, ai răbdare și reanalizează sentimentele care te preocupă în relația cu cei de la serviciu. Discută cu cineva apropiat despre asta și dacă simți nevoia, gândește-te la strategii pentru obținerea unor venituri. Vărsător, ești deschis dialogului cu partenerul de viață și ai șansa să îi spui cu lejeritate ceea ce ai pe suflet. Discutarea unor subiecte mai vechi nu poate decât să vă ofere ocazia de a le clarifica. Pește, relația cu colegii de serviciu se poate îmbunătăți dacă îți faci timp să le vorbești ca de la om la om. Mai mult atenție acordată către ceea ce au aceștia de spus îți poate da soluții noi bune de încercat. Atât pentru moment, să aveți un final de săptămână excelent! Mulțumim tare mult!